Îmi place atât de mult cum bate soarele. Bine, s-ar putea la voi să nu arate atât de fain, dar bate atât de frumos și de plăcut soarele în fereastra mea, încât e o senzație foarte faină. În cazul în care auziți un sunet mai ciudat, să știți că pisicuța mea este aici să joacă pe geam. Salutare, dragi și drage! Eu sunt Alina și voi sunteți pe Parfumului 35. Bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați, apăsați pe butonul de subscribe, împărtășiți acest video cu prietenii voștri, dați-mi un share și pe Facebook și pe Instagram și pe WhatsApp și pe toate platformele de social media pe care le aveți voi. Nu uitați și de giveaway, vă las linkul în descriere, încă puțin și se termină. Urmăriți toți pașii din videoul cu giveaway-ul pentru a vă putea înscrie și, cine știe, poate aveți șansa să câștigați un minunat parfum de la DubaiCollection.ro. Bun, astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre noua lansare de la Dior, de fapt despre noile lansări de la Dior. În anul 2021, mai exact acum câteva luni, Dior a lansat o nouă adaptare sau de fapt o readaptare a unicului Miss Dior și despre asta vreau să vă vorbesc astăzi în începutul acestui video și totodată aștept de la voi să-mi scrieți în comentarii dacă vă place Miss Dior ca brand, ca, mă rog, semi-brand, dacă vă place casa Dior în materie de parfumuri și ce parfumuri de la Dior folosiți voi. Bun, ca să fac un disclaimer încă de la început, eu nu dețin concret niciun parfum de la Dior. Din punctul meu de vedere, parfumurile de la Dior sunt parfumuri destul de scumpuțe, pentru că deși ele se găsesc în Sephora și în Douglas și în toate lanțurile astea de magazine de parfumerie care sunt la îndemâna tuturor, ele nu sunt neapărat niște parfumuri ieftine și de multe ori am văzut că parfumurile de la Dior nu au neapărat aceleași reduceri pe care le-ai putea găsi, nu știu, spre exemplu, la un parfum de la Coach sau la un parfum de la Kenzo, ci sunt destul, ele cumva își păstrează prețul ăla destul de scump. În 2021, cei de la Dior au lansat acest Miss Dior. Acest Miss Dior care este un parfum foarte feminin, are chiar și o fundiță ce inspiră și a feminitate și știu de la cei din Sephora că dacă cumperi în perioada asta, cred că până la final de septembrie sau octombrie s-ar putea să mă înșel, la orice apă de parfum Dior cumpărată de la ei, primești gratuit o ambalare cadou într-o cutie specială, o ediție limitată Dior, care are aceste floricele pe suprafața ei, adică cutia. Deci cutia este așa ceva care inspiră feminitate și flori și așa mai departe. Bun, deci deschiderea de la Miss Dior este așa. În primul rând ai un iris care este destul de pudrat și face parfumul să fie un pic pudrat, dar în același timp ai lăcrămioara care ca și floare mie cel puțin mi se pare un pic verde și ai o deschidere un pic pudrată, un pic verde și totul este completat cu bujorul dă așa un pic de cremozitate, un pic de catifelare. În notele de mijloc de la acest Miss Dior avem trandafir, avem un pic de, zic eu, cremozitate dată de niște piersici care sunt în același timp parfumate și cremoase și mai avem niște caise care cred că îi dau așa un pic de aciditate și un pic de spice acestui parfum și la final, pentru că vorbim despre Miss Dior, este un parfum vanilat, este un parfum care are vanilie, are tonka bean și cred că mai are ceva lemn de santal. Dacă ar fi să fiu obiectivă, eu una nu mi-aș cumpăra acest parfum. Nu mi l-aș cumpăra de ce? Nu cred că aduce ceva foarte nou în lumea parfumeriei, în afară de deschidere. Deschiderea mie mi se pare foarte faină pentru că este așa vie. Este exact ca un câmp de flori, verde, floral, dar în același timp e... Nu pot să zic că este un parfum care este din tipar, este un parfum destul de generic. La ce câștigă foarte bine acest parfum? La capitolul performanță. Eu cu această mostră m-am dat, cred că de dimineață, acum când filmez este ora 4 și parfumul încă se simte. Deci, la capitolul performanță, el dă foarte bine. Însă, se aseamănă foarte bine cu un alt parfum, cred că cu Flower Bomb,
vă pun aici o poză. Mie mi se pare că aduce foarte mult acest parfum de la Victor & Rolf, cred că Flower Bomb se numește. Și de ce? Nu pot să zic că se justifică prețul când vine vorba despre a-l cumpăra. Deci eu personal nu l-aș cumpăra. Nu pot să zic nici că m-aș bucura dacă l-aș primi cadou, pentru că aș vrea să primesc cadou alte parfumuri. Este un parfum vanilat, floral, un pic fructat. La final rămâi așa cu un iz trandafiro cremos, aș vrea să zic. Deci, da, Dior și Miss Dior ca parfum, eu cred că este un parfum feminin. Este un parfum care, sau pe care l-ar putea aprecia o fată delicată. Este un parfum care ar putea fi parfum semnătură. Mă gândesc aici la, aveam o colegă în liceu, Mihaela o cheamă, căreia cred eu că i s-ar potrivi foarte bine. Avea un stil așa foarte Audrey Hepburn în a se îmbrăca și cred că ei s-ar potrivi foarte bine acest parfum. Deci, Miha, dacă tu vezi video-ul ăsta, ai putea să mergi să testezi acest Miss Dior din 2021 și să-mi spui dacă îți place. Bun, cam atât cu Miss Dior. La capitolul ambalaj e foarte bun, la capitolul persistență este foarte bun. Ce nu-mi place mie este că nu aduce cumva ceva nou în lumea parfumeriei. Este un parfum trandafiriu, un parfum un pic cremos și cam atât. Dar acum haideți să vă arăt acest Sauvage Elixir. Sauvage Elixir este și acesta un parfum nou, este din 2021 și cumva vine să completeze ceea ce înseamnă brandul Sauvage de la Dior. Sticla se aseamănă foarte bine cu Sauvage cel inițial, numai am senzația că este mai neagră. Deci cam așa ar fi sticla și sticla de la Elixir și asta este cea de la Sauvage normal. Sauvage acesta, în momentul în care a apărut, soțul meu l-a adorat. Cred că asta este a treia sticlă pe care o are, deci îi place foarte mult. A avut și apă de toaletă și apă de parfum, aceasta cred că este apă de toaletă. Și ăsta este un parfum un pic condimentat. Și mie îmi place foarte mult și dă foarte bine pe el. Diferența dintre acestea două este că, să-l și pulverizez un pic, sau dacă mie îmi place sau nu îmi place, din start pot să vă spun că parfumul ăsta este mult mai condimentat, wow, mult mai condimentat decât acesta, deci cred că ar da foarte bine de Crăciun. Este un parfum care cred că are ceva scorțișoară în el, vedeți pisica acolo în spate. Are ceva scorțișoară în el, are ceva cuișoare, cred. E foarte ciudat pentru că mă duce cu gândul strict la condimente, dar nu la condimente din astea de prăjituri, ci mai degrabă la condimente pentru grătar. S-ar putea aici să exagerez eu un pic, cred că mi-e și foame. Dar da, e un parfum extrem de condimentat, este un pic dulce, e dulce condimentat. Cred că se pretează foarte bine în perioada de Crăciun, deci dacă sunteți în căutarea unui parfum, hai mă pisi, dacă sunteți în căutarea unui parfum de Crăciun pe care să-l faceți cadou și știți că persoana care ați vrea să-l faceți cadou este înnebunită după Sauvage, cred că Sauvage Elixir e un parfum spre care v-ați putea îndrepta, dar e ceva ce nu-mi place mie, dar nu știu încă ce. Am rămas în minte cu ideea asta de condimente de grătar. S-ar putea să fie o tâmpenie din partea mea. Da, uite, acum începe să se aerisească un pic. Ideea e așa, deschiderea se duce foarte mult spre condimente, spre oriental. Cred că are ceva ori nucșoară, ori scorțișoară, oricum pe acolo, pe undeva. Și apoi se deschide așa un pic și devine mult mai aerisit. Dintre acestea două, adică dintre Miss Dior și Sauvage Elixir, sincer vă spun, mie mi se pare mult mai fain acest Sauvage, pentru că nu mă pricepe foarte bine la parfumurile de bărbați, însă ăsta pare să fie, nu e ceva ce am mai simțit sau ce am mai simțit în jurul meu în materie de parfumuri masculine. Deci da, ăsta e fain. Bun, spuneți-mi și voi ce credeți, îmi pare rău că pisica ne-a deranjat un pic videoul, nu știu dacă lumina pică bine, bate lumina foarte tare pe mine și mi-e place foarte mult și cam atât pentru astăzi.
scrieți-mi în comentarii gândurile voastre și dacă vă place acest Miss Dior cel nou sau Sauvage Elixir. Pa, pa! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up